Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Vin cu vești bune, și anume Mercur intră în Săgetător și de acolo ne ajută să mai vedem câte un adevăr, ne ajută să fim mai sinceri, de asemenea ne face pe toți așa dornici să mai explorăm anumite lucruri, ne face dornici să studiem și este o energie foarte, foarte bună, aș spune eu, și chiar o să vedeți așa în general în lume un chef foarte nebun de studiu și poate chiar o dorință mare de plecări din acestea prin străinătate. Acum, pe de altă parte, vedeți că vineri Mercur intră în Săgetător, este adevărat, doar că se cam ceartă cu Saturn în Pești și asta nu e prea bine. În sensul că este o trezire foarte puternică la realitate pe care Saturn o dă, da, împreună cu Mercur. Cumva este un moment de alegeri, este un moment intens. Să știți că ziua de vineri vine cu foarte mari surprize din acest punct de vedere. Putem să aflăm tot felul de lucruri, putem să conștientizăm tot felul de lucruri. Și așa cum spuneam, e o dorință mare de a afla, de a studia, de a vedea, de a ne informa. Doar că Saturn acolo ne liniștește. Ne liniștește și ne spune exact verde în față, da? Ne spune, băi, uite, vreau să călătoresc nu știu unde, să fac nu știu ce, sau vreau să studiez un anumit subiect la un nivel înalt. Și Saturn zice, băi, stai puțin, că anumit termen nu știi, stai că sunt niște informații pe care trebuie să le studiez câțiva ani ca să ajungi să înțelegi. Adică cumva Saturn acolo vine și ne trezește puțin la realitate, poate chiar mai pune o limită. Normal că Săgetătorului nu-i place chestia asta, mă rog, lui Mercur în Săgetător, dar până la urmă se găsește și o cale de mijloc, zic eu. Da? Să știți că partea aceasta de comunicare e cheia, cumva comunicare, toleranță, de a încerca să vedem și binele și răul dintr-o situație, asta e viața. O să discut pentru fiecare în parte pe unde intră Mercur, ce se întâmplă cu Saturn pe acolo, dar să știți că în general ziua de vineri e liniștită, da? Cu excepția acestui aspect. Și în general să știți că ziua de vineri vine cu decizii bune, da? Avem roata destinului, avem soarele, magicianul, deci un moment foarte, foarte bun, aș zice eu. Un restart, așa, o gură de aer proaspăt, o zi în care începem să vedem lucrurile mai clar. Bucurie văd aici, pace, poate un succes pe care îl avem, da? Un moment în care ni se luminează mintea, că tare mult avem nevoie de energia asta, mai ales în luna noiembrie, când suntem sub semnul lunii. Acum e un moment așa de lumină, da? Începem să înțelegem ceva, vedem lucrurile mai clar. Chiar o zi foarte pozitivă, v-am zis, cu excepția acelei quadraturi, dar eu nu o văd chiar atât de negativă, ci mai degrabă, repet, o văd ca pe o trezire la realitate. Bun, dacă n-ai văzut deja cine e câștigătorul, te invit cu drag pe Instagram și pe Facebook. Joi seara o să fie făcută o postare, eu cum filmez joi, dar nu e seara, da, filmez și eu când pot. Deci încă nu e făcută postarea, dar joi seara asistenta mea face postările și anunță acolo cine este câștigătorul pachetului de tarot. Vi-l mai arăt odată, da? Acesta este. Chiar și eu sunt curioasă. Da, sunt curioasă, o să contactăm persoana respectivă care va fi aleasă. Deci depinde, dacă vezi filmarea asta vineri, uite, poți să intri deja pe Instagram sau pe Facebook să vezi cine a câștigat, să vezi dacă ești printre norocoși. Bun, cam atât, dragilor. Și am reușit să scot în format fizic și pachetul ăsta de tarot despre care vorbeam, care este pus și în aplicație. Încă nu am reușit să pun cărțile în acest format, dar le voi pune. Nu știu, sper că vă place. Încă nu simt nevoia să-l utilizez la previziunile zilnice. L-am utilizat pe celălalt canal de YouTube. Dacă sunteți curioși, mergeți acolo. Aveți două citiri speciale cu acest pachet. Nu știu, să vă arăt mai de aproape. Momentan este disponibil, da, pentru a-l achiziționa. Momentan e doar o probă scoasă. Mai avem de lucru. Când e gata, cu drag îl împărtășesc cu voi. Până atunci îl aveți gratis în aplicație, intrați acolo Tarot by AI și îl utilizați gratis, vă faceți câte citiri vreți voi, când vreți voi, când aveți nevoie de ghidare, eu sunt acolo și cât pot vă ajut. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte, că sincer sunt foarte curioasă, că se mai schimbă energiile, mai respirăm și noi o gură de aer proaspăt. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi
Mercur intră pe casa a noua. Deci se mai liniștesc puțin treburile, cu siguranță unii bărbați sunteți dornici să mai experimentați una alta, se îmbunătățește comunicarea cu mentorii, cu profesorii, aveți mai mult chef să studiați, aveți mult mai mult chef să faceți drumuri și vedeți voi cuadratura asta cu Saturn, vă cam trezește puțin la realitate și pe voi și vă spune, băi bun, vrei să te duci acolo, dar vrei să mergi în vacanță în locul respectiv, da, te gândești de sărbători și Saturn vine și spune, da, dar stai puțin. Că ai nevoie de pașaport, ai nevoie de acte, trebuie să faci asta, îți trebuie viză, îți trebuie asta, altă. Și cumva nu neapărat că îți pierde cheful, dar îți dai seama că trebuie să studiezi lucrurile mai în profunzime. Un moment, aș spune eu, în care foarte mulți berbeci va fi nevoie să mergeți să studiați cu adevărat problema, mergeți să vă informați cu adevărat despre ce este. Și de asemenea, relația cu colegii de la muncă, vedeți că se poate îmbunătăți în perioada asta. Începeți să aveți subiecte comune, mai vedeți lucrurile altfel. De asemenea, este o perioadă foarte bună în care puteți să rezolvați tot felul de lucruri legate de acte, legate de drumuri, legate de rudele voastre, de ce nu? Poate intrați mai des în contact, nu știu, cu rude care sunt undeva la distanță de voi. Și ia uite, avem 10 de cupe, 9 de cupe. O zi foarte bună pentru berbec, multă bucurie în casă și în familie sau pur și simplu în sufletul tău. Ești mulțumit, împlinit, liniștit. Valetul de monede. Deci este o zi de studiu. Poate primești o veste bună de la un copil sau de la o persoană mai tânără. Poate unii berbeci așteptați un răspuns legat de un examen. Iar ultima carte, 6 de monede, niște bani pe care îi primești sau este o zi în care mergi la cumpărături, ajuți o persoană, ești ajutat la rândul tău. Da? Ca și avertisment, bărbecii care vă știți că aveți examene sau chestii importante în perioada asta, luați și învățați bine. Da? Luați și învățați bine și lucrurile se rezolvă. Da, asta e regula. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi Mercur intră pe casa 8, asta înseamnă că este o perioadă în care vocea ta o să atârne așa foarte greu, cu greutate, o să ai un mod special de a vorbi din toți plămânii, dar pe lângă asta este o perioadă în care Taurul o să fie foarte curios să studieze zona spirituală, zona aceasta energetică, poate chiar mai investi niște lucruri legate de bani, legate de bănci, unii poate aveți niște drumuri de făcut către bancă sau spre a rezolva niște chestiuni legate de o moștenire, de o sumă de bani, o bursă, o pensie, depinde de fiecare. Bineînțeles că relația cu persoana iubită vezi că trece printr-o perioadă destul de intensă. Fie relația în sine, fie partenerul tău trece printr-o perioadă și acum na, e un fel de test pe care depinde de fiecare dacă îl treceți sau nu. Da? E un test și în preajma zilei de vineri o să fie și pe săptămâna viitoare, pe luni marți. Acum, na, repet, depinde de fiecare prin ce situație se află și e un moment în care cu siguranță unii tauri începeți să vă gândiți serios la viitorul relației, dacă mai poate funcționa așa sau nu, la viitorul unui proiect, poate e vorba de copilul tău, da? Că poate trece printr-o perioadă aglomerată. Pur și simplu sunteți treziți la realitate și voi. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Poate e vorba de aprecierea pe care o primiți sau felul în care vă simțiți, că poate unii tauri nu vă simțiți în largul vostru alături de partener, nu vă simțiți ca la voi acasă, cum s-ar spune. Taurii singuri, vineri de nicio culoare, nu e o zi bună să ieșiți pe la vreo întâlnire, da, treaba voastră. 6 de bâte, marele preot. Ia uite, e cartea ta în tarot. Deci ai parte de o bucurie astăzi, de o victorie. Ceva se rezolvă într-un mod magic. Într-un mod magic. Are legătură cu oficializarea unei relații, o decizie oficială care se ia. 3 de monede, următorul mesaj, intri în contact cu un grup mai mic de oameni. Poate intri în contact cu persoanele de la locul de muncă. Uite, la muncă poți să ai parte de o bucurie astăzi, ceva se rezolvă, ceva începe să arate altfel. Apoi avem lumea, ultima carte, o bucurie, o împlinire, o mulțumire foarte mare pentru sufletul tău. Poate să fie și un moment în care, uite, mergi spre un nou început, mergi spre o nouă direcție. Lași ceva ce a fost rău în urma ta. Dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi,
Ce să vă zic, Mercur, guvernatorul vostru, intră pe casa a șaptea și o să fie așa o perioadă în care intrați în contact cu extraordinar de mulți oameni, o să vorbiți mult și bine. Asta e ok, da? Doar că, vedeți voi, dragi gemeni, vineri o să simțiți foarte intens acolo niște tensiuni în relația cu șefii, în relația cu o persoană cu autoritatea asupra voastră. Alți gemeni vă treziți cu tot felul de responsabilități din toate direcțiile și parcă spuneți, băi, dar nu mai știu pe unde să o mai iau, adică parcă nu mai am timp. Nu mai am cum. Tensiuni care pot apărea în relația cu un partener de afaceri sau în relația cu partenerul de viață pentru alți gemeni. Vedeți ce faceți pe acolo. E o surpriză foarte mare pe care o aveți, să știți. E ceva legat de o închidere bruscă, de o decizie bruscă. Poate să fie vorba despre o eliberare. Dacă până la urmă, vineri, norocul pentru tine ține de afaceri, ține de copii, de plăcerea ta, de iubire. Deci, cumva poate ceva se rupe brusc. Este și un adevăr care iese la suprafață, asta e clar, doar că na, este și un moment în care se mai decide așa puțin și statutul tău. Ți-am explicat că Saturn acolo în mers direct cam definitivează ceea ce s-a întâmplat din martie până acum, așa cum știe el mai bine și fie că ne place, fie că nu, trebuie să ne conformăm regulilor. Da, nici mie nu-mi place, dar... Cinci de bâte, șapte de bâte. Uite, te lupți aici cu toată lumea. Alți gemeni poate sunteți mai agitați, știu eu. Poate să fie o perioadă în care poate vă dați seama că e cazul să vedeți lucrurile de la nivel înalt. Cumva să aveți o imagine de ansamblu a lucrurilor, să nu vă coborâți la nivelul tuturor și să nu vă implicați așa în toate chestiunile care nu și-au rostul. Cumva Saturn acolo vrea maturitate, da? Vrea să vă știți poziția. Știi cum e atunci când te detașezi de o situație și o vezi așa de la nivel puțin mai înalt, cumva vezi imaginea de ansamblu, stai seama că chestia aia e undeva mică acolo, într-o parte stricată și că tot tablou arată bine. Da? Apoi avem moartea, uite, ceva se închide, o legătură cu un scorpion pentru alții. Finalizezi etapa asta agitată, poate se transformă ceva, se schimbă ceva. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Deci e un moment, dragi gemeni, în care începeți să vedeți lucrurile altfel. Poate să fie o zi de vineri în care aveți tot felul de lucruri de făcut, dar poate să fie, vedeți voi, și un moment în care vi se cere să vă mai bucurați așa și de viața voastră. Că până la urmă Saturn nu vrea non-stop să lucrați, nu vrea non-stop să aveți responsabilități, vrea cumva să vă organizați foarte bine. Na, unii gemeni e ca și cum lăsați ceva în urma voastră. Unii, nu știu, unii poate vă dați seama pe quadratura asta că băi, mă agit degeaba, că unele chestii nu țin de mine. Și asta ar trebui să ne trezească puțin, da? Că unele chestii nu țin de noi. Oricât de mult ne-am străduit, putem să ne dăm și sufletul acolo, să stăm non-stop, să ne implicăm. Unele chestii nu depind de noi și punct. Cam asta, da, o să înțelegi în ziua de vineri. Îți dai seama și atunci spui, băi, ce ține de mine fac? Mai mult de atât chiar nu am cum. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi, Mercur intră pe casa a șasea. Este o perioadă pentru voi, începând cu 10 noiembrie până la finalul lunii, mă refer, în care se îmbunătățește comunicarea cu colegii de la muncă. De asemenea, este o perioadă în care aveți de făcut mai multe drumuri spre medic, sau poate chiar studiați mai mult o problemă de sănătate, poate sunteți prinși pe rutina voastră zilnică, poate vreți să vă schimbați puțin rutina, spuneți, uite, hai să mai schimb asta, mai schimb cealaltă. Și este un moment în care, dragi raci, vi se demonstrează din nou, adică domnul Saturn vă demonstrează că teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica și vi se cere să abordați lucrurile într-un mod profund, într-un mod asumat, nu superficial. Nu zic că le-ați abordat voi superficial, dar cu toții avem partea noastră ciudată pe undeva și uite, acum iese la suprafață. Poate să fie acolo un moment în care se ia o decizie destul de ciudată, care e ca și cum îți schimbă viitorul așa peste noapte sau îți schimbă planurile peste noapte. Spui, bun, dar asta de unde a venit? Când și de unde și cu ce scop? Care e scopul și durata vizitei? Pot fi niște discuții acolo intense, dragi raci, legate de acte, legate de drumuri, poate chiar știu eu, legate și de o chestiune din zona medicală. Cumva poate alți raci pur și simplu aflați o veste care vă miră destul de mult, da? Care vă surprinde.
Poate e ceva legat de o rudă, poate e ceva legat de baza ta din punct de vedere profesional sau de casa ta. Uite, cavalerul de spade și patru de cupe. E cu drame. Deci e o persoană aici supărată, e o persoană plictisită, obosită. Na, că cineva nu prea e deschis în fața unei noutăți, în fața unei noi situații. Nouă de cupe. Uite, e cu bucurie până la urmă. Te văd liniștit, împlinit, mulțumit, te simți bine. Apoi avem cavalerul de monede și se pare că lucrurile erau mult prea rapide aici, atunci trebuie puțin încetinite. Faci un drum pentru a rezolva o problemă financiară sau primești o veste legată de bani astăzi. Alți dragi poate pur și simplu mergeți la cumpărături. Sau se hotărăște ceva, se stabilizează ceva în legătură cu viața ta, în legătură cu partea ta profesională. Zodia Leu. Dragilei, Mercur se mută într-o poziție mult mai bună, bucurie mare pe voi. Se îmbunătățește comunicarea începând cu 10 noiembrie până la finalul lunii, deci nu vorbesc doar de vineri. Se îmbunătățește comunicarea cu persoana iubită, se îmbunătățește comunicarea cu un copil. Faceți mai multe drumuri în scopul de a vă relaxa, de a vă simți bine, nu știu, mergeți la concerte, mergeți undeva. Poate să fie, știu eu, și startul unei perioade în care foarte mulți lei aveți mai multă creativitate și dați startul unor proiecte foarte bune. Puteți să negociați altfel, puteți să rezolvați niște chestiuni importante. Doar că, ce să vedeți, Saturn acolo vine și vă cam, vă cam spune așa una alta și pentru unii lei poate să fie și o perioadă în care sunteți puțin scoși din zona de confort privind o schimbare care apare așa peste noapte legată de un partener de afaceri, legată de o companie, o instituție publică, un șef. E ceva important, poate e un proiect. Alți lei, nu știu, vedeți că sunteți într-o perioadă în care există foarte mari șanse și pentru ruperea unei relații așa peste noapte, brusc, da? Indiferent de circumstanțe. Cumva v-am mai explicat că Saturn acolo vrea să vă învețe să acceptați o pierdere, să acceptați un final. Și când zic pierdere, nu mă refer neapărat ceva negativ. Știți cum e, dragile, în viață, adică știți și voi chestia asta, că în viață încerci multe, dar nu toate se duc la bun sfârșit. Nu toate se și, nu știu, nu toate ajung și în partea practică, da? Încercăm multe, dar nu ne ies toate. Asta e viața. Cam așa și la voi. Poate să fie un moment, știu eu, pentru unii lei în care pot apărea tensiune, așa cum ziceam, fie în relația cu un copil, fie în relația cu persoana iubită. Ceva acolo e ciudat. Dar lucrurile se rezolvă, da? Poate să fie și ceva legat de bani. Ia uite, eremitul și împărăteasa. O legătură cu zodia fecioară, zodia taur, zodia balanță. Este o zi în care dai dovadă de foarte multă înțelepciune privind confortul tău, privind starea ta de bine. Vezi că este o zi în care te concentrezi foarte mult asupra banilor sau asupra părții financiare. Marele preot, o legătură din nou, uite, cu zodia taur. Cumva reușești să semnezi un contract, reușești să faci o înțelegere cu cineva. Unii lei poate vă dați seama că ceea ce aveți acum lângă voi nu prea e ceea ce trebuie. Alții din contra, nu știu, treceți printr-o etapă în care se îmbunătățește relația cu partenerul, pentru că văd multă înțelepciune. O zi mai liniștită pentru leu, poate e o zi în care vrei să stai mai retras, mai liniștit. Ultima carte, 3 de monede, uite, lucrezi la ceva într-un grup mai mic de oameni și de asemenea este o zi în care studiezi ceva, analizezi o situație. Lucrezi la ceva din punct de vedere practic. Și unii lei reușiți să ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o situație ciudată. Poate chiar, uite, este o femeie aici care îți poate da un sfat important, poate să fie mama, șefa, o persoană puternică, o persoană care, știu eu, stă bine financiar sau o persoană care este foarte sigură pe ea. Zodia fecioară. Dragi fecioare, Mercur, guvernatorul vostru, intră în casa a patra. Pentru fecioarele născute la început de zodie sau cei care vă știți cu marcaj în primele grade, vedeți că o să simțiți puternic intrarea lui Mercur acolo. Adică, da, cu alte cuvinte, evitați tensiunile cu ceilalți. Da? Evitați tensiunile că se pot strâmba lucrurile, cum s-ar spune. Acum, Mercur acolo
îți îmbunătățește comunicarea cu membrii familiei, nu știu, îți poate aduce rude care vin în casă, deci primești mai mulți musafiri, mergi tu în vizită undeva. Poate pentru alții începeți să studiați mai mult lucruri din trecut sau începeți să studiați mai mult ceea ce înseamnă casă, familie, poate aveți chestiuni importante de rezolvat, dar fecioarele care vă știți prin tensiuni în relația de cuplu, vedeți că se accentuează foarte mult în perioada asta. Da? Și acolo cumva un adevăr mai iese la suprafață, o decizie se mai ia, pentru că, na, v-am mai explicat, Saturn acolo nu prea vă lasă prin relații din astea care nu au nimic serios în ele. Alții, nu știu, sunteți foarte prinși în perioada asta pe tot felul de lucruri. Da? Vă crește intuiția, este adevărat. Acum, sincer, nu prea aveți energia necesară începând cu 10 noiembrie până spre final. De asta nu exagerați. Și dacă ceva nu merge, nu insistați, lăsați așa, Dumnezeu cum e la și mergeți mai departe. Pot fi tensiuni în relația cu un copil, în relația cu oamenii din jurul vostru. Asta în preajma zilei de vineri, dar până la final de noiembrie, ți-am zis, ești bine susținut. Faci vizite la rude, îți vin rude în vizită, mai studiezi puțin o problemă legată de acte, legată de casă, de un teren, de o moștenire, poate de o despărțire, cine știe, fiecare pe unde se află. Și vezi tu, cât stă Mercur acolo, sau cel puțin în preajma zilei de vineri, vezi că fie afli niște chestii care te șochează, fie este o perioadă în care îți schimbi așa ideile despre viață și schimbi tot ce știai tu până acum. Deodată, da? Așa, deodată, cu sau fără voia ta. Repet, fecioarele care vă știți prin relații care nu mai funcționează și ați mai avut astfel de situații undeva prin primăvară, da, cu partenerul, vedeți că acum se reiau, dar de data asta poate să apară o soluționare mai rapidă, nu neapărat negativă, adică poate să apară, da, ia uite, turnul, poate să apară ruperea, ca să fiu sinceră, mai rapidă. Pentru unii abia acum se soluționează niște probleme care au apărut undeva prin primăvară. Ia să vedem, asul de spade, turnul, ia uite. Se ia o decizie, ceva se rupe, ceva se distruge, un adevăr care iese la suprafață, dar e o decizie așa peste noapte, e o soluție care se găsește. Apoi avem regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este, bineînțeles, și o zi în care ai o foarte mare încredere în tine, o zi în care ești curios să experimentezi tot felul de lucruri. Iar ultima carte, 6 de cupe. O legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Este și o perioadă în care trecutul bate la ușă, fie ți se face ție dor de cineva, fie cuiva îi se face dor de tine. Aici se întâmplă lucruri. Și pentru cei singuri, vedeți că sunt șanse să cunoașteți pe cineva. E un noroc aici foarte mare pe care îl ai. Simt eu că e vorba despre o situație veche care poate abia acum își găsește soluția. Zodia Balanță. Dragi balanțe, hai că Mercur se mută într-o zonă mult mai plăcută vouă. În primul rând, balanțele devin foarte comunicative începând cu ziua de vineri. Vă aplaudăm, e superb. Asta până la finalul lunii. Deci trebuie să profităm de chestia asta, să ne spuneți multe lucruri. Multe pe care le-ați ținut în voi așa din bun simț sau le-ați ținut în voi ca să mențineți liniștea și pacea și armonia. Și asta e ok. Da? Începând cu 10 noiembrie până la finalul lunii, o să fiți prinși pe foarte multe drumuri, pe, nu știu, aveți treabă cu mașina, mai aveți rezolvat ceva legat de niște acte, mai sunt niște probleme vechi. Unii vedeți că acum puteți să spuneți niște lucruri pe care le-ați ținut în voi foarte mult timp. Acum aveți curajul, acum vi se apasă butoanele, în special pe la începutul săptămânii viitoare, dar și de pe acum se simte bine de tot. Pe de altă parte, este o perioadă bună de negociere pentru balanță, o perioadă bună în care mai rezolvați chestiuni legale, doar că ce să vedeți voi în preajma zilei de vineri, este un moment, dragi balanțe, în care, nu știu, vreți voi să faceți ceva, vreți să rezolvați ceva și o să aveți o surpriză de proporții legate de o afacere, legate de un copil, de persoana iubită, alții, nu știu, poate vreți să faceți o chestiune într-un mod diferit.
Acum, vedeți că Saturn acolo spune, bun, hai, te-am lăsat, ai spus că faci, n-ai făcut, te-ai apucat să faci, după aia te-ai lăsat, uite, acum gata, faci, vrei, nu vrei, te apuci de treabă. Poate unii, știu eu, vă apucați voi din propria inițiativă, că Venus e în zodia voastră și vă ajută. Pot apărea în preajma zilei de vineri tensiuni legate de muncă, de familie, de sănătate, de casă. Cumva acolo sunteți așa împinși de la spate, hai, 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 hai. Na, și vouă vi se cere să vedeți o imagine de ansamblu a lucrurilor, să vedeți partea practică, da? Cumva, poate așa cum am spus, poate ați vrut să-i mulțumiți pe toți, ați vrut să fie liniște și acum vă treziți că nu prea e așa, da? Nu prea e așa. Să știi că e o zi bună în care ziceam eu că trebuie să-ți folosești și diplomația în mod special. Liniștea, răbdarea. Uite. Ei, hai că până la urmă se rezolvă. Uite, avem eremitul aici, o legătură cu zodia fecioară. Ești foarte sigur pe tine. Este o zi în care vrei să stai mai mult singur sau este o zi în care analizezi ceva anume, vrei să stai mai izolat. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate chiar știu eu reacția oamenilor. Unii poate să te plictisiți, spuneți, bă, dar am făcut tot ce mi-a stat în puteri. A, uite, relația nu merge, aia nu merge, aia nu funcționează. Și apare cavalerul de spade. Da? Cavalerul ăsta de spade vine fie cu o surpriză care apare așa foarte rapid printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, fie apare cu o ceartă. Dacă asta mai înseamnă cavalerul de spade, el e cu dramele. Ei, și în urma acestei situații, uite, apare stea. O legătură cu un vărsător. Deci apare lumina de la capătul tunelului, apare speranța, rezolvi situația. Poate e ceva legat de luna octombrie sau e ceva ce tu-ți dorești foarte mult. Intri în contact cu o persoană cunoscută sau alții, poate chiar cine știe, primiți o veste bună. Trei de bâte, uite, o primă victorie, o primă deblocare. Deci, dragi balanțe, sunteți pe drumul care trebuie tot înainte. Până la urmă, văd că începeți să vorbiți. Reușiți și echilibrați ceva, vindecați ceva. Foarte frumos. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, Mercur se mută pe casa a doua și tare mult o să mai vorbiți voi până spre final de noiembrie despre valoarea voastră personală, despre cât meritați să primiți, cât oferiți, despre bani, despre, știu eu, achiziții și cu siguranță foarte mulți scorpioni o să începeți să vă faceți planuri de viitor sau să vă apucați să studiați mai mult despre partea asta cu banii, despre încrederea în tine că, na, cu nodurile lunare puse așa și cu cei pe cer, poate lipsește cu desăvârșire chestia asta, deși în mod normal ai avut-o. Pe de altă parte, vezi că în preajma zilei de vineri pot apărea niște tensiuni legate de un copil, legate de plăcerea ta din casă și din familie, legate de o afacere, de un proiect. Și acum, na, dragi scorpioni, acum Saturn acolo vă spune, băi, ori îți place, ori nu-ți place chestia asta. Da? Unii poate e nevoie să învățați să vă mai detașați puțin de copii, adică cei care aveți copii, poate, da, și atunci Universul vine și vă face, da, tot felul de lucruri. Pe de altă parte, pentru alți scorpioni, poate e un moment în care vi se cere să vă mai concentrați puțin și pe propria persoană. Da? În relația cu partenerul de viață, iarăși acolo pot apărea iar niște tensiuni și cu siguranță veți rămâne foarte surprinși, pentru că, așa cum spuneam și pe la alte zodii, vedeți că ceea ce s-a întâmplat prin viața voastră, ia amintiți-vă voi perioada aia, martie, aprilie, nu știu, pe acolo, vedeți că se reia, dar de data asta se ia și decizia, de data asta se întâmplă și lucrurile și așa rămân. Da? Așa rămân, cel puțin următorii 30 de ani, așa rămân. Da? Sau o perioadă mai îndelungată, cel puțin. Poate să fie și un moment al adevărului pentru unii scorpioni. Da? Șase de cupe, patru de monede, regina de bâte, uite turnul. Nu știu de ce simt aici că unii e ca și cum tot acceptați așa o poziție în care sunteți. Poate e ceva legat de o rivală sau poate e ceva legat de o afacere, de o situație veche. Da? Patru de monede îmi spune mie că nu vrei să renunți la ceva, ai o chestie aici de foarte mult timp, ai o dorință, ai o bucurie în inimă de mult timp și nu vrei să renunți la ea.
Mai văd o încăpățânare a unui copil sau a unei persoane. Trei de cupe. Trei de cupe, uite, vine cu o primă bucurie, o primă victorie pentru tine. E o veste bună care apare, celebrezi, te bucuri. Și apare 8 de spade. Unii e ca și cum vă complaceți într-o situație. E ca și cum spuneți, băi, mai bine mă bucur puțin decât să nu mă bucur deloc. E vorba și despre o decizie importantă. Pentru unii poate are legătură cu o relație, cu un compromis pe aici. Da? Cu un compromis. E ca și cum vi se cere să acceptați ceva. Să acceptați ceva. E ceva legat de o persoană mai tânără, e ceva legat de niște activități noi. Poate e vorba de o problemă care este de mult timp așa, da? E ca și cum voi așteptați ca cineva să se maturizeze. Acum s-a maturizat toată viața, slabe șanse de acum încolo. Deci treaba voastră ce faceți. Unii, nu știu, poate mergeți la o petrecere, mergeți undeva și nu vă simțiți bine, nu vă simțiți în largul vostru, ceva nu vă place, ceva vi se pare ciudat aici, da? Ia vedeți voi ce face și copilul vostru interior, că vedeți că și pe acolo trebuie ceva rezolvat, da? Dar nu-i problemă, că aveți timp până prin 2025, cât stă Saturn, e timp destul. Zodia Săgetător. Ei, dragi săgetători, deja deveniți mai comunicativi, cu siguranță îmi cresc și mie aici comentariile de la voi. Că poate ați fost tăcuți în perioada asta, poate unii, nu știu. Da, eu rezonez bine cu voi cam luna prin săgetător, deci dacă eram pe zodiacul vechi, eram săgetător. Bun, acum, râdem, glumim, dar Mercur intră în zodia voastră și o să vorbiți mult, cum vorbesc și eu acum. O să vorbiți mult, o să vreți să intrați în contact cu mulți oameni, o să vreți să fiți ascultați, o să studiați multe lucruri, dar partea bună e că e o perioadă bună să vă studiați mult mai bine poziția voastră în societate, poziția voastră în lume, da? Cumva să vă puneți așa o oglindă în față. Veți avea o imagine de ansamblu asupra lucrurilor și acum asta e până la final de noiembrie, dar quadratura asta cu Saturn, adică în jurul zilei de vineri, foarte mulți săgetători veți rămâne surprinși de o discuție pe care o aveți în relația cu rudele, în relația cu vecinii, în relația cu partenerul de viață. Acolo sunt niște lucruri care nu prea mai merg, da? Și pentru voi. De undeva de prin primăvară, unii poate ați început să simțiți mai intens și acum cu siguranță, da, se iau și decizii. Poate sunt urmele trecutului care nu te lasă în pace, poate e nevoie să te mai desprinzi puțin de casă, de familie, poate trebuie să mai vezi puțin și de plăcerile tale. Da? Dacă este o problemă în relația cu partenerul, uite, soluția e mai stați și voi singuri, mai lăsați copiii acasă și la bunici sau depinde de fiecare ce faci. Cumva, na, eu n-am nimic cu chestiile astea, doar că na, eu vă zic ce văd. Deci în preajma zilei de vineri pentru tine pot apărea astfel de tensiuni în relația cu niște persoane din trecut, în relația cu partenerul de viață, cu rudele. Pe acolo ceva trebuie clarificat, da? Trebuie clarificat. Mercur în zodia ta te ajută foarte mult, chiar te ajută mult până la final de noiembrie, foarte mult te ajută. Te ajută să înțelegi lucrurile altfel. Dar mulți săgetători vedeți că veți da dovadă de o sinceritate ieșită din comun. Doar că vedeți că săptămâna viitoare trebuie să fiți atenți să nu vă certați cu șefii. Asta așa, vă spun ca și secret. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător și nouă de monede. E clar, așa cum v-am zis, deja începeți să vedeți lucrurile mult mai obiectiv și începeți să vă conștientizați valoarea. Vă vin bani. Valetul de bâte, da? Încercați lucruri noi, sunteți dornici de aventură, râdeți, glumiți, primiți tot felul de vești bune. Apoi avem 6 de bâte, uite, o victorie pentru tine. Da, unii săgetători, acum pe quadratura sau cu Saturn, puteți să dați dovadă chiar de o sinceritate maximă. Spuneți, băi, gata, uite, eu atât valorez, asta vreau, asta nu vreau, tu ce poți să faci, hai să vedem cum ne înțelegi. Da?
primești o veste bună. Poate e ceva legat de o instituție sau unii săgetători vă treziți de dimineață, energici, luați atitudine și tot înainte. Zodia Capricorn. Mercur se mută pe o casă așa foarte ascunsă și începând cu 10 noiembrie până la finalul lunii o să fii curios să studiezi tot felul de chestii care mai de care mai ciudate. Spiritualitate, subconștient, vei dori să mergi prin locuri din astea mai ascunse sau dacă e să alegi o stradă din trei, o alegi pe aia care e mai ascunsă, care e mai mistică, care e mai ciudată, care e mai altfel. E o perioadă bună să vorbești tu cu tine, tu cu subconștientul tău, e o perioadă bună care se deschide să-ți vindeci anumite traume, dar vezi că e doar începutul, se accentuează prin decembrie. Asta e viața, cam așa e în fiecare an cu planetele. Acum, este și un moment, dragi Capricorn, în care vedeți că vă crește foarte mult intuiția, ideea e să o și ascultați. Da, ideea e să o și ascultați, iar dacă aveți chestiuni de rezolvat legate de acte, în mod special în jurul datei de 10 noiembrie, că înainte, că după, că săptămâna viitoare, citește de două ori ce scrie pe acolo. Da. Unii posibil să reveniți asupra unor decizii în această perioadă, pot fi chestiuni care au început cumva în viața voastră, cam prin primăvară, martie, aprilie și abia acum ele cumva încep să-și facă simțită prezența. Cumva acolo v-ați dat seama, vi s-a arătat un adevăr, prin primăvară ați văzut că lucrurile stau cum stau și ați zis, las, lăsăm așa, nu mai merge, da? Trebuie să mai faceți o schimbare. Pot fi tensiuni care apar, da? Sau pot fi lucruri pe care le descoperiți și care pur și simplu, nu știu, vă las așa fără cuvinte, nu vă vine să credeți. Vă vine să credeți. Atenție în eventualele tensiuni care pot apărea prin preajma zilei de vineri în relația cu șefii sau cu autoritățile. Vedeți ce faceți, luați și respectați legea, regulile, ce aveți voi acolo. Hai să vedem, dragi Capricorn. Pentru Capricorn e ca și cum stai de vorbă tu cu tine în perioada asta. Cavalerul de spade. 7 de cupe. Multe iluzii, dragi Capricorn, și o trezire la realitate. Da? Și o trezire la realitate. Mare atenție pe eventualele tensiuni care apar astăzi, mai ales dacă discutăm de secrete care ies la suprafață, pentru că există o foarte mare predispoziție spre așa ceva în această perioadă. Asul de bâte, apoi, uite, o activitate nouă pe care o faci, o speranță mare pe care o ai. O bucurie care apare, 9 de spade, ultima carte, te cam stresezi astăzi, îți faci așa tot felul de gânduri, îți vin tot felul de idei. E ceva legat de un nou început, de un copil, de o eliberare. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi se deschide o perioadă cu Mercur acolo în Săgetător până la final de noiembrie, inclusiv, în care o să vă simțiți mult mai bine. În primul rând, vărsătorii care sunteți născuți la început de zodie, o să fiți cei mai pozitivi oameni din lume. Da? Totul o să pară roz, frumos, liniștit, drăguț, e ok, bucurați-vă tot înainte. Se îmbunătățește comunicarea cu prietenii, se îmbunătățește comunicarea cu grupurile mari de oameni. Poate chiar unii vărsători învățați lucruri noi legate de tehnologie, legate de nu știu, partea aceasta umanitară în general. Da? Poate cunoașteți oameni noi, poate de prin străinătate, tot îmi vine să vă spun nu știu de ce. Și pe de altă parte, vedeți că undeva în preajma zilei de vineri e un moment în care cumva reușiți să vă învingeți o teamă sau e un moment în care sunteți puțin treziți la realitate privind valoarea voastră. Fie e un moment în care spuneți, nu, eu nu pot, eu nu sunt în stare, eu nu fac chestia aia, că eu nu pot să o învăț, că eu nu pot să fac aia, că nu mai merge. Ei, și acum se poate, acum vi se arată că se poate. Sau cel puțin ați putea să vă jucați așa cu energiile, pentru că altfel pot apărea niște tensiuni acolo legate de viitorul vostru financiar, legate de prieteni, anturaj, că acolo poate ceva nu vă place, cumva nu vă simțiți bine. Dar, uite, astăzi femeile de la distanță, nu știu, femeile care au studii superioare, femeile din viața voastră vă pot ajuta foarte mult.
E o zi de vineri cu foarte mari surprize pentru tine, așa cum spuneam. Poate e ceva acolo, e o bază pe care o ai tu și care se rupe. Poate este și o reacție ciudată pe care o ai. Da? Unii vărsători e ca și cum vă învingeți o teamă, vă învingeți ceva. Regina de cupe, avem aici, ia uite, s-a mai întors o carte, n-am văzut-o, faetonul, te primești o veste bună de la distanță. Este o veste bună pe care o primești, un noroc pe care îl ai, o legătură cu zodia rac pentru unii dintre voi și uite, avem regina de cupe. Aici e nouă o legătură cu zodii de apă pentru vărsător astăzi. Rac, scorpion, pești, dar... O zi în care ai parte de o bucurie foarte mare pentru sufletul tău, o zi în care vrei să ai grijă de ceilalți. Uite, primești o veste extraordinar de bună în ziua de vineri. Alți vărsători v-am zis, deci cel puțin cei născuți în primele zile de vărsător, o să fiți așa că totul e roz, totul e frumos, sunteți cei mai pozitivi oameni din lume și pentru asta vă mulțumim că sigur o să avem nevoie de voi la ce e pe cer în perioada asta, cel puțin un weekend, da? O veste legată de un copil, poate unii cunoașteți o persoană nouă și aici nu mă refer neapărat pe dragoste, deși pentru unii e posibil. Și uite, e ca și cum îți învingi o teamă, învingi ceva. Pe neașteptate, afli de un final, afli de o închidere. Cineva poate avea niște probleme aici, știu eu. Dar pentru alții v-am zis, e ca și cum vă învingeți o teamă, dar nici nu conștientizați când faceți chestia asta. Zodia Pești. Dragi pești, Mercur se mută pe casa 10-a și până la finalul lunii noiembrie inclusiv, partea bună e că se îmbunătățește comunicarea cu șefii, comunicarea cu instituțiile statului. Aveți mai multe drumuri de făcut pentru a rezolva astfel de lucruri. Stați mai des prin șef, prin biroul șefului, discutați mai mult cu ăla la telefon, învățați tot felul de lucruri despre cum e să fii șef, despre cum e să-ți distribui anumite responsabilități pe care le ai. Când dau seama că Saturn acolo vă dă destule. Cumva... Este o perioadă bună, da? Și uite, este o perioadă în care o să vrei să-ți faci vocea auzită. Postezi mai mult pe site-urile de socializare. Cum e un grup de oameni, cum e ceva, pac și tu să-ți dai cu părerea. E ok, tot înainte, bucură-te de energia lui Mercur acolo. Cu sfaturi pozitive, o să te implici, o să povestești din experiența ta. Doar că, vedeți voi, undeva... În preajma zilei de vineri, vedeți că pot apărea niște tensiuni în relația cu șefii și vedeți ce discutați pe acolo. Mare atenție pe la colegi, mare atenție pe la oamenii din jurul vostru și vedeți ce semnați. Adică semnați, nu vă zic, nu, dar citiți măcar de două ori. Da? Fiți puțin atenți acolo. Poate să fie, știu eu, o perioadă în care puteți să aflați niște secrete sau... Mergeți voi să studiați o problemă, sunteți interesați de ceva și când colo aflați un secret cât casa de mare și nu știți cum să reacționați. Da? Secretul e să țineți secret. Da? E o perioadă în care partea asta cu secretele ne mai ajută cel puțin. E ca un trac acolo pe care l-ai. În general, să știi că e o zi intensă pentru tine, e o zi în care trăiești la plus infinit și intrarea lui Mercur acolo în Săgetător și ce am vorbit mai devreme cu partea tensionată, o să o simțiți mai intens pe știi care sunteți născuți în primele zile, da? Acolo e mai tensionată povestea. Cumva, mulți pești începeți să vedeți o imagine de ansamblu a unei situații, începeți să... Vedeți exact și partea aceasta teoretică a lucrurilor. Ia uite, 5 de cupe, împăratul, 4 de spade. Numai cu șeful să nu vă certați perioada asta, în rest faceți ce vreți. Ceva nu vă place, ceva nu vă convine privind o persoană cu autoritate asupra voastră. Și aici poate să fie vorba despre un părinte, despre partenerul de viață.
despre un verdict, despre o veste care apare legată de o instituție. 3 de spade, 4 de spade, deci e un moment așa de pauză, de odihnă, așa cum spuneam. Deci, dragi pești, vedeți că puteți să aflați chestii care să vă lase destul de surprinși, ca să nu zic altfel. Ultima carte, 6 de bâte. Ei, se pare că nu vi se înneacă corăbile până la urmă. 6 de bâte înseamnă bucurie, înseamnă victorie. Rezolv ceva legat de niște acte, se face dreptate. Poate rezolv ceva legat de o instituție financiară sau ceva legat de o bancă. Doar că vi se cere, dragi pești, să priviți lucrurile mai atent. Da? Mai atent. Bun, deci până la urmă e o zi bună, doar că na, sfatul e să luați o pauză, să vă mai uitați puțin în stânga și în dreapta, să încercați să vedeți și partea bună și partea mai puțin bună a lucrurilor și după aia vedeți ce faceți. Că Saturn asta vrea, să vedeți și binele și rău și după aia să vă decideți să nu stați acolo că totul e rost, totul e frumos sau totul e negativ. Cumva trebuie un punct de mijloc. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă îți place ce se întâmplă aici, poți să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu și de asemenea te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem un eveniment foarte puternic în weekend, de care sincer mi-e cam teamă așa la nivel mare. Uite că deja simt o țepătură în cap, mai bine nu spuneam. E un eveniment ciudat, da? De care toată lumea se ferește să vorbească și eu la fel, că numai cât am făcut previziunile pentru săptămâna viitoare, efectiv lucrurile au început să se miște ciudat în viața mea când m-am conectat la energie. Deci dacă vreți să vedeți ce se întâmplă săptămâna viitoare, când avem și o lună nouă în Scorpion, care amplifică, da, apropo, aspectul care e sâmbătă, vă invit cu drag și acolo, dacă sunteți curioși. Da, aveți și previziunile și pentru noiembrie, dacă vreți vedeți mai departe ce urmează, că sfârșitul de noiembrie e interesant, aș spune eu, e interesant. Bun, cam atât. Vă reamintesc și de aplicație, dacă tot m-am apucat, aplicația Tarot by AI, o puteți folosi oricând vreți voi. Este absolut gratuită, acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă pentru tine cu explicații, cu tot. Ai și citire de viitor, se numește, este o citire cu acest pachet de cărți, este realizat de către mine. Mai avem ceva de lucru, încă nu e gata, nu e varianta finală, dar nu m-am putut abține și am vrut să vi-l arăt. Vor apărea și cărțile astea în aplicație foarte curând. Tot acolo aveți și citirile alea personalizate în care ne vedem, ne auzim și oricând aveți nevoie mă găsiți acolo cu un sfat, este absolut gratuit, nu trebuie să plătiți nimic. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă și un tranzit al lui Mercur prin Săgetător cât mai pozitiv.